De la ISU Argeș ne vorbesc despre faptul că da, în momentul acesta un militar a fost scos din cabina camionului. Care este starea lui? A, este un altul. Nu este dintre cei care erau descarcerați? Dintre cei care erau descarcerați? Cer scuze, vorbesc când sunt în direct cu colegii din regie. Da. Unul dintre cei doi încarcerați a fost scos, din păcate, este decedat. Da, Mihai, dacă îmi permiți să intervin, într-adevăr, asta vedem și noi acum. Paramedicii de la Smurd, medicii, au pus acea folie peste trupul nesupletit al uneia dintre victime. Din ce vedem noi acum, putem să confirmăm că una dintre persoanele încarcerate, într-adevăr, a decedat. În continuare, operația de salvare va merge mai departe pentru că trebuie ca și ultima persoană care a rămas în camion să fie scoasă. Șansele de supraviețuire și pentru cea de a doua victimă încarcerată sunt foarte mici, așa cum ne spuneau neoficial salvatorii care au venit aici la fața locului. Din informațiile noastre, se pare că motorul a căzut peste cei doi, nu? Nu pot să-ți confirm informația asta, Mihai. Tot ce vedem este o targă cu trupul nesupletit al unuia dintre militari și cu acea folie specială care se pune deasupra cazanelor. Doar o secundă. Și Mariana Zaharia este în dialog cu noi. Are informații noi, corespondentul nostru. Te rog, Mariana. După cum spuneam mai devreme, o intervenție extrem de dificilă, lucru de altfel confirmat de ceea ce s-a întâmplat în ultimele minute. Camionul, pompierii au intervenit pentru descarcerare, au reușit să scoată una dintre cele două persoane încarcerate, din păcate nu mai este în viață, însă în momentul intervenției camionul s-a mișcat. A existat pericolul să cadă, pentru că discutam mai devreme, este într-o rupă de la 40 de metri, iar dacă se mișcă, riscă să ajungă într-o prăpastie la aproximativ 100 de metri. S-au oprit pompierii, imediat după ce au fost prima persoană încarcerată, s-au oprit, restabilizează camionul și apoi încearcă să scoată de acolo și cea de-a doua persoană încarcerată. Din păcate, la această oră avem confirmat un număr de 3 militari decedați. Da, 3 militari decedați la această oră. Pe datele pe care le avem și care sunt confirmate din surse extrem de credibile, postul nostru de televiziune difuzează în mod evident, într-un astfel de eveniment, doar informații confirmate în mod temeinic. Imaginea de la fața locului vorbește despre o desfășurare uriașă de forțe, o desfășurare din partea Departamentului Situațiilor de Urgență, a jandarmilor, a Smurdului, a Salvării, a salvamontiștilor, a armatei, a poliției militare. Evenimentul este cu atât mai tragic cu cât cei care sunt victime, sunt militari, sunt vânători de munte și cred că în orice situație drama pierderii de vieți omenești este uriașă. Dar rezonanța probabil este cu atât mai mare. La fața locului, așa cum știți, se află Ministrul Apărării Naționale, șeful Statului Major General, secretar de stat, doctorul Raed Arafat, toți cei care sunt implicați direct sau indirect, în sensul că Ministerul Apărării Naționale are soldați acolo, iar coordonarea celorlalte echipe se face atât de Ministrul de Interne, Carmen Dan, din centrul, din Ministerul Afacerilor Interne, cât și de la fața locului de doctorul Raed Arafat.